de minunat ești în prașnicul primăverii, când se trezește la viață toată făptura. Și de plin mii de părți strigă cu bucurie către tine. Tu ești izvorul vieții, tu ești biruitorul morții. Mângâiată de lumina lunii și de cântecele privighetorilor, stau văile și codrii în veșminte de nuntă. Întreaga lume este mireasa ta, iar așteaptă pe mirele nestricăcios. Accesul spre schid se poate face și pe trasee turistice, aș zice, din stațiunea Călimănești, dacă se trece peste munte, se ajunge la Mănăstirea Frăsinei, iar de la Mănăstirea Frăsinei, cam în jur de 4 ore, se face până la schidul Bradu. Și se poate continua până la schidul Iezer, mai departe, schidul Pahom e Mănăstirea Pătrunsa, iar pentru cei îndrăzneți, sigur că se poate trece muntele la Mănăstirea Arnota, la Mănăstirea Bistrița, la Mănăstirea Hurez. Deci este un traseu destul de frumos, deși foarte puțin practicabil, pentru că e destul de greu. În cadrul acesta natural, destul de frumos, sunt atât de multe mănăstiri și toate sunt așa o binecuvântare pentru locurile astea și se simte. Deși este retras, viața este foarte frumoasă. Gospodărirea, sigur, se face un pic mai dificil pentru că tot ceea ce ne este necesar trebuie să o aducem din Olănești, din stațiune, care este de fapt și cel mai apropiat punct de unde ne putem noi aproviziona. Este exact distanța de care vă spuneam, de 7 km, care se face pe jos. Se spune că omul sfințește locul, dar se poate spune și că locul ajută pe om ca să urce, sigur că da. Pentru că eu mă gândeam de multe ori, am auzit de foarte multă lume spunând, dar poți să fii și în oraș și poți să fii cu Dumnezeu, pentru că liniștea ta interioară contează mai mult decât cea exterioară. Eu sunt de acord, dar nu știu dacă ați avut vreodată șansa sau posibilitatea să mergeți așa într-o zonă, poate și ca a noastră, dar în care să simți că faci parte din tot ceea ce te înconjoară. Deci nu știu dacă te poți debarasa așa în oraș de tot zgomotul și de tot stresul, tot ceea ce înseamnă lumesc din tine, în oraș. Ori aici ai mult mai multă posibilitate. Într-adevăr, liniștea de aici mai aproape că te ia pe sus. Mare!
biserica a fost ridicată în anul 1784 și pictura se păstrează cea originală. Nu s-a făcut nicio restaurare până în momentul de față la pictură și chiar noi dăm slavă lui Dumnezeu că s-a păstrat așa. Pentru noi, de fapt, este inima schitului. De fapt, tot ce se întâmplă, se întâmplă în jurul bisericuței, iar în bisericuță mergem la slujbe. La slujbe este momentul în care, în mod deosebit, te întâlnești cu Dumnezeu, te întâlnești cu Sfinții și sigur că asta trebuie să punem pe primul plan.